Evenimentul își propune să promoveze cetățile istorice de o mare însemnătate de pe teritoriul României prin intermediul festivalurilor care îmbină trecutul și prezentul. Festivalul face parte dintr-un proiect finanțat pe fonduri europene care este destinat să promoveze cetatea Deva. Noi facem aici acest eveniment pentru a aduce cât mai multă lume. Evenimentul a fost promovat la nivel național. Sperăm să vină cât mai mulți turiști care să facă cunoștință cu cetatea Deva, cu istoria cetății Deva și cu orașul Deva, cu împrejurimile. Încercăm să stimulăm puțin turismul prin acest proiect. Și astăzi și mâine cei prezenți aici vor primi gratuit din partea noastră tricouri inscripționate cu imaginea cetății Deva, vor primi broșuri cu informații despre cetatea Deva. Debutul evenimentului a avut loc sâmbătă la orele amiezii, odată cu spectacolul medieval, care a adunat zeci de curioși la atelierele de fierărie, prelucrarea pielii, a armelor și armurilor, dar și în jurul ceaunului din care se ridicau apetisante arome vânătorești. Cele mai așteptate momente ale fiecărei zile au fost show-urile artiștilor în vogă, care au adus în piața cetății mii de hunedoreni dornici de distracție, pregătiți să danseze pe hiturile verii. Sâmbătă atmosfera a devenit electrizantă odată cu urcarea pe scenă a Andrei Bănică, urmată de Connector, care a ținut publicul în priză, și Mandinga, care a încheiat seara cu un spectacol strălucitor. Sunt importante astfel de evenimente pentru că e bine și cred eu firesc să ne promovăm țara, mai cu seamă valorile ei, veridicitatea unui lucru, îl afli dacă te uiți în istoria lui, în spatele lui, cu cât e mai vechi, e mai autentic și mai adevărat. Tocmai de aceea spun că e bine să ne păstrăm valorile, să le promovăm ca noile generații să nu piardă ce noi, sau și inclusiv noi, am construit. Cum vă simțiți în această seară la Deva? Minune! Abia așteptăm să intrăm pe scenă. Suntem așa foarte pozitivi pentru că avem foarte multe surprize în seara asta. Și ce să spunem, deja emanăm energia asta, vrem să fim pe scenă, așa că mai puțin stați cu ochii pe noi. Cum vi se pare promovarea cetății Deva prin concerte? Atrag tineretul, public? Ne bucurăm foarte mult că inițiativa vine din partea unor oameni care cu siguranță ascultă muzică bună, mai ales că vedem că pe scenă acum este Connector, prietenul nostru, nașul lui Ciubi, și ce să spun, ne bucurăm tare mult că avem ocazia să venim la Deva, mai ales că am mai fost și am avut parte de un public minunat. Cu siguranță și seara asta o să fie super atmosferă, așa că noi abia așteptăm. Felicitări organizatorilor. Felicitări și mulțumim pentru invitație. Sperăm să fie cât mai multe evenimente de genul ăsta în România. Spectatorii au fost impresionați de amploarea acestui festival și mai ales de atmosfera electrizantă creată de trupele de pe scenă. Cum ți se pare? Foarte fain. Îți place unul dintre artiștii de pe scenă? Connector. Șfan? Ce? Șfan? Da. Deci este foarte frumos și plăcut. Cum vi se pare concert? Frumos. Se pare necesară promovarea TV prin astfel de concerte? Da. Credeți că așa știe mai multă lume, află mai multe despre cetate? Da, bineînțeles. Un spectacol de lasere a încheiat petrecerea în prima zi a Proistoria Fest. Seria concertelor de duminică a fost deschisă de Andra, care a venit la Deva nu doar cu trupa de dansatoare, ci și cu propria orchestră. S-a văzut foarte bine de pe scenă, am încălzit publicul, am intrat imediat după muzica populară, m-am simțit foarte bine pentru că i-am și văzut de obicei, cânt foarte târziu și nu-i văd așa foarte bine. Și acum i-am văzut pe toți, am văzut încântarea lor. Credeți-mă, pentru un artist e bine să mai vadă oamenii, să-i audă, a fost foarte frumos. După recital, cântăreața, care a lansat primul album la 14 ani, a petrecut minute în șir semnând autografe fanilor și fotografiindu-se cu ei. La fel au făcut și băieții de la 3 Sud-Est, după ce au încântat publicul cu hituri care au trezit nostalgia multora, dar și cu piese noi compuse recent. O altă trupă celebră care a concertat pe scena de Viana a fost Vang. Dragostea a plutit în aer la poalele cetății Devei în timpul recitalului trupei Holograf, care a închis cea de-a doua seară a Proistoria Fest. Scăldată în aplauzele publicului, trupa lui Bitman a cântat cele mai cunoscute piese, care au extaziat publicul. Solistul Holograf și-a amintit de primul concert la Deva din 1985.
Cetatea de vei deja nu mai necesită prezentă. Eu am văzut-o, să știți, o singură dată de deasupra. M-a dus un prieten cu un avion mic, de dimensiuni mici, și am dat așa un ocol deasupra, dar așa de văzut pe jos n-am fost niciodată. Și vreau să mă dau și eu puțin cu funicularul ăsta al dumneavoastră, în serios. Pe cuvânt. De seara asta? Poate și în seara asta, dar după spectacol. Nu de alta, să nu rămân blocat acolo, că după aia vă cânt. Proistoria Fest este un proiect al Asociației Star Education, care a demarat în 2011 cu promovarea cetăților Poenar și Râșnov și a curții domnești din Târgoviște. În anii următori a continuat cu cele 5 locuri de mare însemnătate istorică din România. Cetatea Enisala, cetatea Ulpia Traiana Sarmizegetusa, cetatea Descaun a Sucevei, cetatea Sighișoara și muzeul Golești și s-a reîntors și la primele 3 cetăți vizitate în 2011.